Bună dimineața, prieteni! Uitați-vă ce se întâmplă la noi aici. Irăcică! Ira! Cum te simți? Ir! Bună dimineața! Dar nu mai filmam, mamă! Uitați-vă ce la noi se întâmplă dimineața, uitați-vă aici. Fular, acolo apă, pastile. Sora cit un pic afară și gata. Ira la noi stă în pat. Și ți doare? Ai fibră? Gâtul. Nu știu. O să filmăm un... Și capul tot? Stai un pic. O să filmăm video cum în 24 de ore să revii, da? Să lecuiești gâtul. Îmi trebuie premier curios, viu, de acum lecuit. Nu, bine, a să încercăm. Nu știu, poate tu ai cântat prea mare, cântat, prea da. Sus. Trebuie să încercăm toate lifehack-urile de pe internet, care toate recetele de popor. Manele de gât și spray pentru gât, că nu avem. Bine, eu am plecat la farmacie, prieteni, dar Ira încă stă în pat. Și după asta, hai să încercăm și să filmăm toată ziua în parcurs. Dar nu cum noi lecuim. Să ajute, strepsele sau ce, nu știu. Bine, ok, mă duc eu la farmacie și trebuie să fac. Trebuie să clătim, Ira. Eu știu că tu nu vrei, dar trebuie numai decât să clătim gâtul. Tu niciodată nu vrei, așa nu trece. Și acolo tot niște pastile să dau. Hai, eu am plecat. Gata? Bem ceai, da? Primul life hack. Asta am făcut ceai din ierburi și mult lămâie. Da, ce am ușor mereu să-mi iau cu lingura. Da, și a doilea, Irăcica, nu mă să mănânci, bine? Nu, eu nu mă puțesc. Te rog frumos, eu am citit, o femeie a scris în timp de 24 de ore, fiul a revenit. Și ce asta, prieteni? Asta e ceapă. Ceapă și o lingură de miere. Ai mâncat o bucățică de ceapă și repede o lingură de miere și gata. Ceapa conține foarte, foarte multe vitamine. Vitamina C și nu știu încă ce conține, anume ajută pentru dureri de gât. Ira! Ira, ce cu tine? Eu am stăruit, uitați-vă, uite-te cum am tăiet așa subțirele, subțirele. Da, asta ce acolo tu mănânci? Arată ce am, încă am făcut așa repijor dimineață. Cașcaval, tu ai luat cea mai simplă, e care mai multă. Cașcaval, am bătut așa ou cu usturoi. Se simte usturoiul? Și am pus în aluat cașcaval cu crinvușcă, care pentru copii. E crocant? Ca așa urma, așa. E gustos, da? Tu trebuie să mănânci apă. Hai! O bucățică. Ira! Ira, nu ești copil mititel. Hai o bucată. Ți închipă bine. Trebuie să pun acolo și gata. O bucată și gata. Hai! 1, 2, 3. După asta dau gumă. Și cumpăr de astea care de la farmacie mă duc. Hai! Mănâncă cu ceapă și gata. Și repede. Dar eu am plecat la farmacie, mă duc să văd ce acolo este, anume pentru gât. Poftă bună! Mulțumesc! Puțin cu ceapa cu asta nu se potrivește, eu așa mănânc cu ceapă, da. Se potrivește, Ira. Pește scoate și mănâncă cu pește. Vrei? Nimic nu vrei. Deschide-te rocușa, nu pot așa. Acușa, acușa, așa scap. Ira, tu ce filmezi? Ce e asta? Uite ce am pregătit eu. Hai că mă simt mai rău numai de la pastilele astea. Da. Nu, mai rău, vin în coa. Nu știu, parcă mă ia deja răceala, numai... Stai, asta vitamine, porție de vitamine. Asta pentru gât. Asta care e minta... Da, din astea pentru gât n-ai luat. Nu, dar nu ajută. De astea pastile nu ajută. Și pentru nas. Hai să începem. Noi ce am promis? În timp de 24 de ore, noi trebuie să lecuim pe tine. Și după asta să facem clătituri. Ah, bine. Hai, Irăcica. Uf, iar atâtea. Hai, trebuie. Hai. Nu pe
picături. Hai! Hai, Irăcica! Nu știu, foarte greu când cineva bolește în casă. La voi cum e, prieten? Voi așa... Bieță! Mi-au zis să beau lapte cu miere, dar mie nu-mi place lapte. Lapte, Ira, nu poate nicicum. Lapte de capră trebuie, da? Avem lapte? A să bei? Da, cu miere. Și cu unt. Da, un pic de unt, pui lapte. Hai, dar promis ca să bei? Da, nu mult. Da, cât nu mult? Hai, bei și pe urmă să vorbești. O cană trebuie, uite așa, cănuț. Și să duce? Da? Dar trebuie și numai decât clătituri, Ira, să faci. De este. Mamă, dar ce? Hai, 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 mai repede și spray. Și nasul, și gâtul, și... Nu știu. Ce cu tine? Imunitatea ta a scăzut de tot. Parcă înainte nu era așa. Când erai copil, eu n-am avut cu tine probleme. Am ieșit la lucru de vreme. Ba da, în schimb, nu am febră. Da. De fapt, nu știu. Ai schimbat foarte mult. Nu știu ce cu imunitatea ta. E scăzut tare. Și acum spray, numai decât verde de astea. E din mentă și calmează gâtul. Ce? Hai puțin că... Te doare? Nu, ultima pastilă, așa... Bine, hai. Prost s-a dus. Acum asta? Da, asta. Hai, 1, 2, 3. Mai acolo nu întru, Ira. Mai adânc. Ce stări? Unde glande acolo? Am dat, am dat. Ai dat? Da. Bine. După asta merge încă o procedură. Stai. Ai înțeles? Da. Am bucat... Mai departe, exercițiul cartiera nu mai pot pentru că m-a luat un fric și mă doare extrem de tare capul. Deci, în știți, iată pe aici, pe la tâmple și ochii tocmai și pe aici, nu e insuportabil deja și i-a încercat mama o pastilă și mi-a dat un paracetamol, sper să mă ajute. A câta pastilă beau azi deja? Mamă, dar ce ciudă mi este. Pentru că dacă nu revin până miercuri, atâta chin cu piesele astea, pentru că este o sărbătoare organizată pentru Dumitru Matkovski, în cinstea lui, și oarecum, de adevăr, ne-am pregătit de mult, deja este a treia săptămână de pregătiri și am două piese de cântat. Și nu știu, nu vreau să ajung să zic, hai, anulați piesele mele pentru că am răcit și nu pot. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, din aia mă stăruie de răsputere să-mi revin. Ce frig e. Uitați-vă la fata asta noastră. Toată ziua doarme. Eu nu știu, când ați face tu lecții? Ira! Ira! Hai, scoală, când ați face lecții? Scoală, hai! Eu înțeleg, hai! Te rog! Iar? Da! Mai bine în nază, că nu pot să respir. Am crezut că mă năduș. Dar cum e? Tu vrei să cânti? Și? Tu vrei să cânti? Păi, da, clar, dar am nevoie și zi. Dar cum o să cânt pe nas? Cu nasul înfundat. Și cu nas ai probleme? Dar păi înfundat și n-auzi cum vorbesc. Ingalația, Ira. Inhalația trebuie să facem. Eu. Da, cu cartofi încă. Cu ceapă. Nu vreau. Vreau să pleacă singur. Și ați văzut metoda asta? Hai să arătăm aici. Stai la oglindă. Uitați-vă ce nas roșu la Ira. Și o bicișoară. Filmăm. Scuzați, prieteni, dar asta este... Într-adevăr, Ira-i bolnavă. Nu știu unde tu ai răcit așa. Îmi pare că asta e viroză. Eu trebuie să desinez, Ira. Tu poți? Dar cum ai făcut și atunci? Da. Stai, nu tare. Hai. O să vedem. Ești pictor sau nu? Și pătrățele. Și la nas tot putem să facem.
De ce ajută asta? Și pe nas. Eu da ajută, scoate inflamație. Da, așa? Pătrățări? E și zero, hai să jucăm. Arată. Un X. Ce cu tine? Pui zero. Pui zero undeva, dar mă gâdele. Da. Stai, nu pot să desenez. Ați mai prieten. Acum eu pun X. Așa? Tu unde vrei zero, spune. Aici, uite-te la mine. Prima dată ne jucăm. Unde? Și eu pun X și eu am câștigat. Hai!